astea, eu am văzut în unele orașe, nu cunosc aici, așa și-s prima dată, că ieșea din adunare și se făcea lanț de susoară, băieți cu fete și apoi mai pântr-un parc, mai pe la pădure, mai pe-n centru și pe acolo își găsea ei să circule. Și apoi merea încolo și vine înapoi tot pe acolo. Și nu-și cruța țișoarele, dar dacă îl trimeceai ziua, până la un bolnav nu mă duc, că mă dor țișoarele. Dacă îmi duce la adunare, pe am mers mult astăzi, nu mă mai duc, că mă dor țișoarele. Dar la plimbare nu-l doare. Nu. Și în timpul ăla, Domnul și că își aduce aminte de câte rele au făcut el. Să-i pedepsa. Nu. Ce ziceți? Mai mergi la plimbare? Nu știu. Ei, așa spune cuvântul. Nu, fraților, nu vă, la, dacă aveți ceva cuvinte referitor la Sfânta Pocăință, la drumul spre Cer, nu la știință, că eu n-am de unde vă spune, că n-am pregătit. Numai ca să nu vă pierdeți pe drum spre Cer, am harta aici și vă arătă drumul până în Cer. Și nu te pierzi deloc, e aici, din Irlanda, unde ai ajuns, ții drumul împărătesc, nu te abazi nici la dreapta, nici la stânga, până ajungi acum. Spune în Evrei că era vorba de o cale nouă și vie. Cale nouă și vie, care s-a arătat prin Iisus Hristos. Asta e calea nouă. Și să știți că eu, în tinerețe, când am citit Biblia, m-am oprit la fiecare cuvânt, nu verset, cuvânt. Și te m-am gândit, dar când a și calea asta vie? Că e nou, e drept, că pocăința e ceva nou față de lume. Mă, a apărut între oameni, a apărut pocăința, e cale nouă, e cult nou, e altă grupare de oameni noi. Oare ce fac? Oare cum fac? Asta, pocăința, unde apare, e o cale nouă. Dar cum e vie? Cum e ea vie? Și te m-am gândit, oare când s-a cunoaște? Când s-a cunoaște ea că e cale vie? Și târziu de tot, de fapt, acasă, am avut și o meserie de dogari. Fășem vasul ăsta de lemn. Și avem nevoie de multe ori câte de o sculă așa și m-am dus la Cluj și să încap acolo ceva, avem nevoie. Și cu fratele cu care m-am dus, mi-a spus că acolo este o magazie mare în centru, îi zic Sora, așa îi zice la magazia aia. Și hai că te ducem la etajul 3 acolo, sunt așa ceva. Noi, frate, ne-am apropiat acolo de clădire, dar zice fratele, zice, vezi că aici nu te duci tu, că ce duce drumul pe cine. Mă, dar cum e asta? Zice, nu, n-ai de mers, că drumul ce duce. Păi când ajung acolo și văd cum era la curent treptele astea, cum se duc așa automat, mă, dar pe amam ajunge să văd calea vie. Drum viu. Să ce ducă drumul, nu să merg tu. Și atunci mi-am adus aminte că așa-i pocăința. Așa-i pocăința. Când ai reușit să pui piciorul pe calea pocăinței, ce duce fără să ce năcăjești tu. Ce duce până în Cer pocăința. Dar să nu te abazi pe cale. Numai să pui piciorul pe calea pocăinței, să stai în el, că e ce duce și ce duc și ce până acum, e cale vie. E curentat calea asta, e cu curent și merge automat. Nu trebuie să te gândești tu că și-ai mânca mâini, că și-a și de veșinul, că și-a și de cutare, nu. Tu numai stai liniștit, te-ai culcat, mă încred în Domnul și apoi vezi cum merge viața, azi, mâini, poi mâini și într-o zi nu mai vezi că ai ajuns în vârf acolo. Te-o suit scările până acolo sus. E cale vie. E bagat curentul. Nu e.
De calea asta vorbea Ioan Botezătorul, că trebuie să o facă și-a făcut-o. Na, hai să vedem ce... Sunt unii fratele, eu vreau, deci, ca să află, eu zic că e păcat să joci fotbal într-o relaxare, deci sunt unii fratele, vreau să știu. E bună întrebare. Deci, într-o relaxare, într-o seară, sau altă. Lucrurile alții. Noi am văzut când am fost în America și i-am acuzat. Dar să se uite și profesorii la școală, și medicul ne spune că trebuie să facem gimnastică, trebuie să lucrăm, trebuie să mișcăm. Dar acum, cum să găsesc eu deosebirea? Că la noi nu pot de obosiți oamenii cât lucră ziua. Nu le trebuie și n-au parte de... Când merge la pădure, când merge la sap, merge la coasă, cu vicile mere la șantier, nu-i mai trebuie să facă gimnastica asta, acolo la țară. Dar ăștia n-au și lucrat. Și dacă nu găsesc măcar doi genunchi să-i pui la pământ, apoi trebuie să-i ducă să fugă acolo cu ei, să, în timpul ăsta, să-i folosească. Dar dacă ar sta în genunchi și s-ar ruga, ar câștiga mai mult ca cât bagă golul ăla acolo. Că au ei gol. Au ei gol în ei. Și apoi merg și se cunoaște golul, că nu-i ceva în lăuntru. Sărașii de ei și atât s-au băgat gol. Că-i lipsă. Acolo nu-i Domnul. Că dacă ar umbla după Domnul, așa s-ar ruga zi și noapte și n-ar avea timp să margă la vorba. Nu. Deci, așa ca drept, cum să spun, eu m-am răzmat pe două versete Apostolului Pavel, care spune în Corinteni, în capitolul 6 și în capitolul 10, toate lucrurile sunt îngăduite. Tot ce sunt îngăduite, și acolo mă duc, și dincolo. Dar nu tăceți de folos și nu toace zidesc. Dacă îți produce ceva de acolo, din fugă, dacă ești mai sănătos, dacă ești mai credincios, ești mai plin de râvnă pentru Domnul, că ai fugit tu pe minge și te-ai zbătut acolo și ai ajuns mai plin de har, du-te, frate, și fugi după ea toată ziua, că ai un folos. Ai un folos, uite, am simțit harul lui Dumnezeu și am simțit bucuria și tot ce faci acolo. Iar dacă nu ți-l e folos, ce cați acolo? Acolo se înjură, acolo ajunge să lovesc unii pe alții în fuga lor, unii și-au rupt pișoarele, s-au dus la spital și alții au ajuns loviți și pedepsiți. Și așa că rămâne la cuvântul ăsta. Orice în viață, mă, și eu, pui să mă duc într-un bufet, că e nevoie, e public. Dar ce folos am? Mă zigesc, am ceva acolo, atunci n-am șecăt acolo. Că nu-mi zidește, pentru mine nu zidește. Și cuvântul ăsta, în general, dacă nu zidește, nu poți. Poate că asta pe care îl spuneaște. Că găsiți că vă aduce folos, eu nu vă opresc. Să fiți mai pocăiți, mai credincioși. Dar de multe ori, dacă ce întreb un verset din Biblie, și nu-l știi. Dar cum să bați fotbalul, știi. Și atunci când ajungi și te întâlnești cu... Se drag, Marius, fotbalul. Să știe și alții. Am trebuit să-ți șecesc. Acolo nu-i păcat, nu-i pișoare. Da, și camera de luat vedere, să vorbiți ceva. Unele lucruri, ca de exemplu,
Dacă ce întreabă un fumător care fumează, că scrie în Biblie să nu fumezi, dacă în timp ce s-a scris Biblia nu exista fumat, de unde s-o puie? Scriitorii Biblie, dar ei spunea acolo că lucrurile astea și încă multe asemănătoare cu astea, relele care se fac și dacă mai găsești care nu scrise, dar tăceți rele, alea se ce de pierde ele. Chiar dacă nu a fost pe timpul ăla. Și într-adevăr că nu a fost, nu a fost pe timpul ăla. Și aici găsim că poporul Israel în multe vremuri s-a dus după Dumnezei, după Dumnezei străin, a lăsat pe Domnul. Și Dumnezei ăștia sau idurii ăștia sunt de mai multe clase, de mai multe păreri. Și era Dumnezei care trebuia să mergi și să te închini. Trebuia să mergi să îi ștergi de acolo, să fie curați, trebuia să pui bani. Dar era unii că nu avea voie să te apropii de el, numai să stai, dar să nu-ți tragi ochii de la el. Când ai ajuns acolo, să stai cu ochii pironiți. Și apoi era mulțumit. Idolul ăla. Nu. Și dacă a venit vremea să vedem și noi așa ceva, să stai pironit, măi, tășezi, mă, că amui mai frumos. Măi, păstrați liniștea, că amui. Și nu mărg afară, și nu mărg nicăria, dacă de care vii ce rab de foame alea, că acolo nu știu eu ce de acolo. Dar auzi cum era aici. Oamenii aceștia își poartă idolii inimă și își pironesc privirile. Știi ce înseamnă pironit? Da, și dacă ai vedea să bați ceva în perete, dar l-ai pironit concui, să nu miște acolo. Să nu miște, ala înseamnă pironit. Da. Când l-a cusut pe Domnul, zice că l-a pironit cu piroane. Să nu miște, să stai. Și ăsta să stai, de fapt, cum să vă spun, când a plecat Domnul acasă. Zice că ușenișii avea privirile pironice, să-l vadă, da ce vine înapoi, da ce se oprește, da ce le vorbește ceva. S-a uitat la el cum a plecat, dar zice că nu s-a mai oprit. Și nici nu vine, cine știe cât stă acolo, câteva zile. Tot așa s-a uitat, până a venit un delegat, a ajuns el acolo, către casă și-o trimă să-o slugă. Duce, spune-le, că aia nu se mai duc acolo. Aia nu se duc, sta numai atât să uita, da de vine, da de ceva. Și apoi vine și le-a spus, bărbați Israeli, duceți-vă în pașii că nu mai vine, s-a dus de tot. Și apoi s-a liniștit, dar avea privirile îndreptate acolo spre el. Acum că tu ai un zeu drag și scump, un aparat și stai cu ochii pironiți, de acolo ți-a venit și plata. De acolo ți-a venit, de la ala care stai pironit. Dacă ala îți dă ceva, aici zice că stai cu ochii pironiți cu privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire, să mă las eu să fiu întrebat de ei, să-ți mai vorbească Duhul Sfânt la stăruință, când tu ai stat cu ochii acolo cu privire la zeul ăla. Și încă pironit. Și apoi în versetul 7, tot așa. Și orice om din casa lui Israel sau dintre străini care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de mine, cum însă ăștia? Aproape? Nu ce aștepta ca aia care s-a aproape, li drag Dumnezeu de nu l-ar lăsa. Zilnic ar mânca cu el și numai să se tătuite. Dar ăștia care s-au depărtat, poți să aștepți de la ei că-s departe. Ăștia-s departe. Și depărtat de la mine,
care își poartă idolii în inima lui și nu-și ia privirile, și nu-și ia privirile de la ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuirea lui. Dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însumi îi voi răspunde. În ciuda păcaților, în ciuda păcaților, dar nu se lasă întrebat. Merg și la rugăciune și merg și la fotbal. Merg și dincolo și să mă lăs întrebat de așa ceva, care se duc la Dumnezeu ăștia și să uită. Eu aici l-am văzut așa de potrivit cu televizorul, idolul ăsta, că n-are pretenții, numai să te tătuiți acolo. Nu trebuie să pui mâna, nu trebuie să plăcești, nu numai cu curentul cât îl plăcești, așa. Dar n-ai de făcut altceva acolo, să te jerfești, să îl ajut să margă mai încolo, că ghetul de el nu face umbla. Și ce ostenești ceva, să faci nimic, numai ochii țintă la el. Și Domnul zice, de ăștia nu mă las întrebat. Și dacă ori veni să întrebe pentru un proroc, nu mă las. Vreau te mai întreb ceva. Avram, când a câștigat războiul, a adus jertfă. Și Dumnezeu le-a spus să aducă jertfă și a adus din capră, din o biciunincă, o păsărică și un porumbel. Le-a despărțit toate. Și a stat până în apusul soarelui. În veche. Și în ultimul moment spune că el o a adormit. O a venit păsările și o a mâncat din ele. Și, nu, din cauza asta a blestemat și a spus Dumnezeu că poporul va fi 400 de ani în robie. Nu am înțeles și nu înțeleg care a fost motivul de a căpătat poporul ăsta din cauza asta, fiindcă el a adus lui Dumnezeu o jertfă pentru biruință. Și la urmă a căpătat un blestem. E ca un blestem. Da, da, în Biblie nu scrie că pentru asta. Păi și el a dormit. Da, pentru ce? Pentru nevegheare în carte, fiindcă nu veghea, nu? A avut în plan Domnul lucrul ăsta de mult să-l facă. Dar cu ocazia jertfei astea i-a vorbit. Ia și am de făcut. Dar el a avut o scăzăminte că o adurnit. Da, el a adurnit atunci, dar noi dormim astăzi. Și când ești, Doamne? Câți dorm și strigă Pavel, trezește-te tu care dormi. La cine strigă? Noi. Nu. Scoală-te și Hristos te va lumina. Atunci aslăbești când tu nu vezi. Dar ce am putut noi lua de la Avram când s-a întors de la război? A ieșit înainte Melchisedec, care îl simboliza pe Iisus, i-a dat împărtășire, pâine și vin, și el i-a dat zeșială, și după ce a terminat cu jertfa, a venit împăratul Sodomei, i-a ieșit înainte la Avram. Avrame, ce ai făcut tu cu 318 oameni? Noi 5 împărați n-am putut. Că s-au bătut 5 împărați cu 4 împărați. Dar unul dintre ei purta numele de Gedeon la Omer, era foarte iscusit în război și a bătut 11 împărății, dacă citim acum. Și acum când a biruit Sodoma, a luat și pe Lot. Că Lot și-a făcut, dar dincolo de poarta Sodomei, casă, prima dată. Dar eu mărs bine, așa cum poate v-ar mere vouă, mereți cu bani mulți de aici acasă, și să zidiți casă lângă casă și în sus, și în lat, și în tot făcut. Eu mărs bine, că era șesurile alea și... No, de fapt, acolo eu fost drag lui, așa, la șesuri, nu la munce. Și el, așa scrie Biblia, că o trecut, s-o băgat în Sodomă.
s-a băgat în Sodomă, tot a dus casă lângă casă, cu sodușul. Am un, până aici ai fost mai sărac, mai lipsit, dar uite că ai ajuns și tu în Sodomă, ești ca și alați. Da. Și o zis împăratul Sodomii, ieți Avrame, Avrame, ieți că ai dreptul, că tu ai biruit aici, aici turme, oi, voi, ba și oameni, ieți de aici din prada de război, că ai dreptul, că tu ai biruit. Mie dăm soldații, care i-au dus prizonieri și tu i-ai adus, dăm oameni, celălalt ce ieți. Și Avram a ridicat mâna în sus și a zis că împărate, jur de Dumnezeu că nici un fir de ață, nici atâta nu iau. Tu poate mâine, poi mâini, ai să strigi că de așa i-ați eu bogat, Avram, că m-ai îmbogățit tu cu prada de război. Eu asta nu vreau să-mi vii asupra mea. Asta eu nu o primesc. Eu tot ce am, am primit de la Dumnezeu, nu de la cine. Și nu-mi trebuie nici un fir de ață. Aici am trei veșini, Aner, Eșcol și Mambre, care au venit slujile cu mine. Ăștia au dreptul să-și ieie. Și astăzi, dacă ești pe aici, Aner, Eșcol și Mambre, ce golești de bani și ce storce, dacă poate, ultimul leu ți-l scoate acolo. Pe o marfă cât de mică îți ceri 10 prețuri. No. Ianer, Eșcol și Mambre. No. Ei au dreptul, ei ce înșală, ei schimbă prețurile, ei se îmbogățesc, ei pot. Cum? Dar dacă întâlnești copii de-a lui Avram, nici un fir de ață nu-ți ia. Nimic. El a zis că eu tot ce am, i-o dat Domnul, nu tu. Nu tu. I-o dat Domnul. Și el până astăzi copiii lui Avram, tot așa-s ca Avram. Tot așa-s. Dar dacă s-ar putea întâmpla așa, să mergi pe stradă și să-i vezi copiii lui, așa doi, cât ar trebui să mergi înapoi a lor să zici, no, care e Ismail și care e Isaac? Că dacă îi întrebi, amândoi strigă. Că i-ai întrebat, mă, a cui ziceți? A lui Avram, amândoi. Dar cât ar trebui să mergi să știi care e Ismail și care e Isaac? Numai dacă mergi în Galateni, capitolul 4, vă zice că și astăzi, așa scrie Biblia, și astăzi cel firesc prigonie pe cel duhovnicesc. Cel născut în chip firesc, Ismail, că nu a făcut femeia din făgăduință, prigonie pe cel duhovnicesc, pe Isaac. Prigonie. Și astăzi, ala ce jupoie, ala ți e, ala ce ocărăște, ala face pe cerările, dar a cui ești? Ești pocăit. Mă, dar pe ce și e fur dacă ești pocăit? Am gândit că n-a ști nimeni. Da. Măi, de ce ai mers acolo? De ce ai făcut așa? Că tu ești pocăit. Bă, ia lui Avram, dai din Ismail. No, din Ismail. Dar făgăduința spune acolo că e a lui Isaac. Făgăduința moștenirii e de la Isaac. Și acum, dacă în vremea asta am vrea să găsim așa, dacă mai sunt copii de așa de-a lui Ismail, de pe ce i-am cu ce cunoști? Nu, ia, citește. Citește tu acolo în Biblie, Judecători 8:24. Gedeon i-a zis, am să vă fac o rugăciune, am să vă fac o rugăminte, dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci erau izmaeliți. Uite-mă! Ce cunoști pe Ismail?
Uite, gata, e dragă bijuteria. No, asta tăță-s din Ismail. Ei nu se lasă cum l-a făcut Dumnezeu. Ei trebuie să-și strângă geajicele, să fie mai lungi urecele, să fie ceva să adaugă la... Nu-i mulțumit cu ce-a făcut Dumnezeu. Nu. Nu-i mulțumit că-i părul alb, îl face negru, fața cu mâică trebuie mai roșă, mai galbă. Ești atât din Ismail. Îngeri și ei. Dar s-a ieșa, s-a luat Avram. Dar să trag din Ismail. Da. Poate, nu vă gândiți la așa ceva, nu? Frate George, am o întrebare eu. Sunt mulți frați care așa se gândesc și că verigheta e semnul că ești căsătorit. Dacă apare în Biblie un cuvânt de ăsta, eu ce cred? Dar dacă îți pui din pânci și din păgură, asta e suflat în... Nu. Când l-a făcut pe om, l-a făcut complet și i-a dat și haine. L-a îmbrăcat și nu s-a mai putut deosebit. Frații o taie de acolo, că nu-i doare, că nu taie din talor, că taie din talul Dumnezeu. Și-a liberat pe fece că n-are, ele n-au drepturi. Dar în Biblie nu scrie, că vorbește de căsătorie, nu de port. Biblia nu-ți arată numai parce bărbăcească și parce femeiască. Ori de o lună, ori de 100 de ani. E una în coș și una în coș. Nu le împărțaște. Numai Pavel deosebe că în vremea aceea nu se putea fecele căsători, numai dacă vrea părinții. Și trebuie să fie supus, numai dacă vrea părințele să merge fata. Dar frațul tăiet că el e liber să umble cum ori vrea. Asta cine taie, plătește ea. Acolo eu nu mă bag, că mă cem, că eu sunt micuț. Și să mă apuc să îndrept și dacă o făcu el undeva strâmb, eu nu îndrept. Dar dacă o făcu drept, nu strâmb. Nu? E Dumnezeu mare și puternic și... Dar n-am văzut eu în America. Acum se cinzuie vietul presbiter, să-i bagi berighet acolo, la amvon, la mire și la mireasă și nu știu cum, nu știu, o greșit ei, că tarea nevoie, ei le-au băgat acolo, în deja, presbiterul, eram lângă ea. Și apoi un timp s-o predică ce mare valoare are inelul, dar pe nu găsit în Biblie, nu e. Măcare, pe dacă și roala sau lemn sau oțel sau aur care e mai puternic decât autorul care l-a făcut. No. Cerul ăla ce leagă mai tare ca Dumnezeu, care a făcut cerul. No. Aici, astea trece sunt promutații din lume, de la neamuri, de la popoarele, pe timp, care nu au avut pe Dumnezeu și care, cum o știu de el, așa a făcut. Și noi, de fapt, ne cam tragem de acolo, dintre neamuri. Noi numai așa, dacă refuzăm șota sălbatică, eu vreau să știu oltoan. Că m-a oltoanit Domnul și am încheiat legământ cu Domnul și eu vreau să știu oltoanul. Asta e. În ce privește lucrurile astea, eu n-am, ia, am ajuns cu ajutorul Domnului la 62 de ani, acum, în pocăință, dar nu m-a lăsat Domnul să mă leg de astea niciodată. El e sfânt, e mare și tare și cine vrea să meargă după el, o strigat Iisus. Învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit. Acelea nu ce smeresc, alea ce răgică. Tăce alea, inelele, șerșei, alea tăce ce răgică, nu le iese ce smerești. Alea nu sculele smerii, că alea sculele mândrii, ce răgiși. Și Domnul zice că învățați de la mine. Te întrebam pe cineva, zic că când l-a arestat pe Domnul și
și i-a luat toate hainele de pe el și le-a dat la soldații așa care l-au grijit să-l omoare. A împărțit hainele între ei. Zic, la care i-a dat inia?